Neața lume, dacă tot e decembrie, hai să facem clipul ăsta cu 10 personaje născute în decembrie. Să vedem ce caractere și șmechere sunt pentru oamenii care s-au născut în decembrie. Personajele din anime cu zilele de naștere în decembrie sunt un subiect perfect pentru această lună, deoarece sărbătorile sunt aproape, ceea ce face o ocazie grozavă de a vorbi despre unele dintre aceste personaje. Unele pot diferi față de altele, iar unele sunt mai complexe și mai stratificate decât celelalte, dar toate au lăsat o amprentă pozitivă în seria lor respectivă. De asemenea, merită subliniat faptul că această listă de personaje cu zile de naștere în decembrie, nu e clasată. Deci nu e după putere, după ziua de naștere, nu. Pur și simplu personaje născute în decembrie. Este doar o modalitate de a vorbi despre această lună specială și de a împărtăși câteva informații despre aceste personaje uimitoare și de ce sunt atât de iubite de fanilor respectivi. Și începem cu numărul 1, al cărui anime se va termina în curând. Vine vorba de personaje cu ziua de naștere în decembrie. Există un argument foarte puternic că Satoru Gojo de la Jutsu Kaisen este cel mai popular, cel puțin în acest moment. Nu doar că face parte din cele mai populare serii anime în acest moment, dar aspectul său, carisma și abilitățile sale îl fac un personaj foarte drăguț și iubit de mulți oameni. O parte din atracția lui Gojo este de asemenea modul în care este construit în serie. El este cel mai puternic vrăjitor din lume și majoritatea punctelor din complot se bazează pe modul în care cum n-ai mai putea să-l învingi pe tipul ăsta. Cu toate acestea există și această contradicție fascinantă cu Gojo în sensul în care el nu poate să facă totul de unul singur și în cele din urmă ajunge să coste societatea jutsu pe termen lung. Al doilea personaj, Nezuko. Nezuko, o altă includere pe această listă de personaje, iar popularitatea ei vorbește de la sine. În multe privințe, Nezuko a devenit fața lui Demon Slayer și este una dintre principalele forțe ale complotului, în principal pentru că ea este motivația fratelui ei Tanjiro de-a lungul poveștii, că fără ea Tanjiro nu mai devenea Demon Slayer. A fost transformat într-un demon când principalul răufăcător al poveștii Muzan a ucis întreaga familie Kamado, mai puțin pe ea și Tanjiro, în timp ce s-a luptat cu îndemnurile ei de a mânca carne umană, ea a fost de partea de Mosler Corp pentru întreaga poveste și are de asemenea o legătură puternică cu fratele ei. Al treilea personaj este Levi Ackerman. Există un argument de făcut cum că Levi ar putea oferi lui Gojo competiție, să zic așa, când vine vorba de cele mai populare caractere născute acum în decembrie. Cu toate acestea, indiferent de cine este cel mai popular, nu se poate nega că Levi este cu siguranță iubit și există o mulțime de argumente valabile pentru asta. El nu este doar cel mai puternic soldat al omenirii, dar are și o hotărâre asemănătoare oțelului. Este un adevărat răutăci și nu are nicio reținere în a lua decizii dificile atunci când se impune. Având în vedere cât de dură este lumea în Attack on Titan, este bine ca cineva ca Levi există și e de partea umanității. dacă îl făcea ăștia pe Levi titani, mânca toți oamenii. Bine că putea să-i bată și așa. Al patrulea personaj, Luluș V. Britania. Acesta este protagonistul din Code Ghiaz, un personaj foarte bine conceput și a trebuit să-l includ în această listă. Luluș este foarte carismatic, foarte complex, foarte analitic, motiv pentru care este atât de iubit de fanii lui Code Ghiaz și de fanii anime în general. Dacă n-a code Ghiaz e foarte fain. Are unul dintre cele mai bune finaluri. Mi-a mi plăcut grav finalul. Un alt element grozav al caracterului său este modul în care încalcă convențiile anti-erou și abilitățile sale de manipulare sunt adesea folosite pentru binele mai mare. Poate fi egoist uneori și rău intenționat, dar adesea s-a concentrat pe acest lucru pentru binele mai mare, ceea ce merită multă laudă. Al cincilea caracter, Kaneki. Partea tristă la Kaneki, mai ales în comparație cu restul acestor personaje, este faptul că adaptarea sa anime de către studioul Pierrot i-a făcut un deserviciu masiv. Adaptarea anime de la mijlocul anilor 2010, în special cel de-al doilea sezon, a afectat practic percepția publică a personajului și nu și-a mai revenit de atunci. Este păcat pentru că manga la Tokyo ghoul este fenomenală, iar Kaneki este un protagonist foarte bun de sine stătător. Acest lucru este mai ales așa având în vedere toate lucrurile prin care a trebuit să treacă și modul în care personajul său îi permite să-și depășească partea de gul și chiar să trăiască o viață mai bună în cele din urmă. Sperăm că va veni momentul în care să se facă un nou anime și să-i se facă dreptate lui Kanegi și întregului material sursă. Păcat că primul sezon a fost foarte fain, ca și la Shield Hero și la Nanatsu no Taizai, s-au mai stricat anime uri nu este la primul. Al șaselea, Ulchiora. E greu de imaginat că cineva ca Ulchiora să aibă o zi de naștere ca oamenii obișnuiți, dar ziua lui Espada este în decembrie. Este întotdeauna o modalitate bună de a vă aminti unul dintre cele mai populare personaje din Bleach. Personajele cu zile de naștere în decembrie devin rare ori mai populare decât Ulchiora și există o mulțime de motive pentru a explica de ce e atât de iubit el. Păi și arată diferit, sincer, față de ce vezi în plici. Adică plânge <gute> într-una. Ulchiora nu este doar un arancar foarte puternic, probabil cel mai puternic din serie, dar personalitatea sa, designul personajului și temele pe care autorul Tite Kubo le-a explorat prin el despre inima umană sunt destul de minunate. Lupta lui cu Ichigo Kurosaki în Las noce este poate cea mai emblematică bătălie din serie și anime pe ansamblu. Pe locul 7 avem pe Misa Amane din Death Note. O o mulțime de oameni care zic că, bă, Misa nu prea i-a fost utilă lui Light Yagami în Death Note a fost mai mult o piedică în planurile sale, ceea ce pur și simplu nu este adevărat. Deși e adevărat că personalitatea ei extrem de extrovertită ar putea fi văzută ca răsfățată și îndreptățită, ea a jucat de asemenea un rol esențial în succesul lui Light în porțiuni mari ale animeului. Deși a fost oarecum implicată în căderea lui, ea a fost de asemenea profund manipulată de Light. Pe locul 8 îl avem pe Tony Tony Chopper, piratul cu cel mai mare bounty din One Piece. Deși avem personaje în listă care poate sunt mai populare, nimeni nu e la fel de drăguț și adorabil ca Chopper din One Piece. Doctorul Pălăril de pai este o persoană foarte bună, mereu dispusă să-i ajute pe ceilalți și cineva care n-a permis ca lucrurile rele care s-au întâmplat în viața lui să-i mânjească inima. Poate singura critică majoră care ar putea fi dată personajului lui Chopper este faptul că autorul Oda nu l-a folosit mai mult pe parcursul unor mari porțiuni ale poveștii. Chopper a fost adesea retrogradat în cele mai recente arcuri pentru a fi un personaj secundar, ceea ce e păcat pentru că e foarte iubit și are mult potențial pentru povești grozave. Acum că tot s-a terminat arcul cu Ano în anime, Chopper s-a bătut și el puțin acolo cu Queen. I-a dat, i-a dat câteva bucăți calmea. Pe locul nou avem pe Eri din My Hero Academia. A apărut în unul dintre cele mai bune arcuri din My Hero Academia cu overhaul și e destul de iubită de oameni. În ciuda vârstei fragede, a trebuit să treacă prin o grămadă de lucruri, în principal fiind experimentată și abuzată de overhaul, motiv pentru care toată lumea s-a bucurat când i-a -a revenit. A fost de asemenea o inspirație și o motivație majoră pentru Deku și Mirio, deoarece doreau să o salveze atât fizic cât și mental. Eri fusese distrusă de overhaul și și-au pus misiunea de a o face fericită din nou, motiv pentru care e atât de iubită de lume. Iar pe locul 10 o avem pe Hinata Hyuga, unul dintre cele mai dezbinate personaje din Naruto și Boruto. Mulți oameni au menționat că întreaga ei poveste este centrată în jurul interesului ei pentru Naruto și nu are niciun obiectiv, niciun vis, ceea ce devine mult mai proeminent în continuarea în care își menține rolul foarte secundar. E păcat pentru că Hinata avea toate elementele ca să fie un personaj foarte cool și interesant, mai ales având în vedere faptul că era Hyuga. De asemenea, urma să fie șeful clanului Hyuga, despre care Masashi Kishimoto probabil că a uitat cum mai face de obicei și asta nu i-a cu niciun favor personajului său, dar hei, este născut în decembrie și a apărut pe această listă. Și ca atât cu această listă, sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți personaje născute în decembrie care ați fi vrut să apară în această listă, lăsați-le în comentarii. Iar noi ne -au de mâine cu un nou clip.